E o bucurie deosebită pentru noi că suntem în casa de rugăciune. E o bucurie deosebită când înălțăm imnuri pentru slava lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu ne-a eliberat de sub robia păcatului. E o bucurie că suntem copii al lui Dumnezeu. Și mai e o bucurie pentru biserică și în mod deosebit pentru familia Olan. Cred că e o bucurie că fratele Prestan, după câteva luni de zile, a ajuns din nou în mijlocul familiei și în mijlocul bisericii. Zic ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și Dumnezeu să-l păzească, să-l ocrotească acolo unde el este la școală și să-i dea putere ca să poată înainta pe calea credinței. Domnul să te binecuvinteze. Tinerețea ta, slujirea ta și tot ceea ce faci să fie sub binecuvântarea Domnului. Și noi împreună să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să binecuvinteze orice lucrare și orice lucrător în orice domeniu care îl slujește pe Dumnezeu să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, privim în cuvântul lui Dumnezeu și privim la curiozitatea ucenicilor. Când Domnul Iisus Hristos, când atenția Domnului Iisus Hristos a fost atrasă la zidurile Ierusalimului, la Cetatea Sfântă, Domnul Iisus a spus câteva lucruri ucenicilor despre dărâmarea Ierusalimului, ceea ce s-a întâmplat în anul 70 după Hristos. Când Domnul Iisus a spus, adevărat vă spun că nu va rămânea piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Cetatea Marelui Împărat era numită. Frumusețea întregului pământ mai era numit Ierusalimul, cetatea Ierusalimului. Și ucenicii erau captați de frumusețea pe care atunci când au ieșit din templu, s-au dus pe muntele Măslinilor și de acolo, de pe muntele Măslinilor, au văzut frumusețea acelei cetăți. Și Domnul Iisus le spune că cetatea aceea nu va rămâne piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Care a fost cauza că în anul 70 s-a împlinit cuvintele pe care le-a rostit Domnul Iisus Hristos? Știți care a fost cauza? Păcatul. Împotrivirea poporului lui Israel la chemarea lui Dumnezeu. Și din pricina împietririi inimilor, Dumnezeu le-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Prin proroci, le-a vorbit Dumnezeu prin semne și minuni, le-a vorbit Dumnezeu prin diferite împrejurări, dar poporul lui Israel se pare că n-a luat seamă, și-au împietrit inima. Și în vremea prorocului Ieremia, când Dumnezeu îl cheamă pe Israel, îl cheamă poporul lui Israel la pocăință, și le vorbește dis de dimineață și le-a vorbit și târziu. Și ei n-au luat seama. Uitați în ce stare era Israel în vremea aceea. De la cel mic până la cel mai mare, toți sunt la cum de câștig, de la proroc până la preot, toți înșală, leagă în chip ușurat igrana ficei poporului meu, zicând pace și totuși nu este pace, sunt dați de rușine că se vârsesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea, zice Dumnezeu, vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Și în situația asta în care se găseau ei, Dumnezeu încă mai încearcă să le vorbească prin gura prorocului Ieremia. Și spune, așa vorbește Domnul, stați în drumuri și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre. Acesta era glasul lui Dumnezeu către poporul lui Israel. Dar poporul lui Israel, uitați ce răspunde lui Dumnezeu. Dar ei răspund,
Nu vrem să umblăm pe ele. Nu vrem, era răspunsul lui Israel. Dumnezeu îi cheamă la, ca să umble pe căile lui, să păzească legile, poruncile și ei spun, nu vrem. Apoi Dumnezeu încearcă o altă variantă și spune, am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Și aceasta înseamnă veghere, a fi cu luarea minte. Înseamnă a fi veghetor. Dar uitați ce răspund ei. Dar ei răspund, nu vrem să fim cu luarea minte. Și Dumnezeu le-a vorbit generație după generație. Dacă citim în epistola către evrei, spune cuvântul lui Dumnezeu în primul capitol, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Iubiții mei, mă duc cu gândul la pilda vierilor, despre care s-a vorbit aici și cred că vă aduceți aminte. Când stăpânul viei a arendat via, a dat-o în grijă unor vieri și când a venit vremea roadelor, a trimis slujitorii ca să îi dea partea lui. Știți cum s-au comportat cu slujitorii? I-au omorât pe unii, i-au batjocorit, i-au bătut, i-au trimis cu mâinile goale. Și în cele din urmă, stăpânul a spus, voi trimite pe fiul meu. Vor primi cu cinste pe fiul meu. Cum l-au primit? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și Dumnezeu a găsit cu cale ca tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, să le dea viață veșnică. Nu o viață de 100 de ani, nu de 1000 de ani, ci o viață veșnică, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, lăudat să fie Domn. Când vine Fiul, când vine Domnul Iisus Hristos și intră în Ierusalim, plânge pentru Ierusalim. Și spune, Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de atâtea ori am vrut să te strâng, cum strânge cloșca puii sub arip și tu, n-ai vrut. Ceea ce înseamnă că ei n-au fost cu luarea minte, n-au fost vegheatori și n-au fost cu luarea minte la glasul lui Dumnezeu, când Dumnezeu le vorbea cu atâta dragoste ca să se întoarcă de la căile lor reale. Iubiții mei, curiozitatea ucenicilor când Domnul Iisus a vorbit despre nimicirea Ierusalimului a fost când se vor întâmpla aceste lucruri. A doua întrebare a ucenicilor a fost care va fi semnul venirii tale și a sfârșitul veacului. Iubiții mei, sunt atâția oameni care generație după generație au căutat să facă calcule, să vadă când va veni venirea, când va fi venirea Domnului. Iubiții mei, oamenii aleargă într-o parte, în alta, ca să găsească anumite, să facă anumite calcule, să poată preciza data venirii Domnului. Domnul Iisus a spus cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni. Și toți acei care s-au ocupat de calcule și au stabilit o anumită dată a venirii Domnului Iisus, au dat greș. Nu aceasta este menirea noastră, ca să facem calcule. Știți care este datoria noastră? Să fim pregătiți. Să fim pregătiți. Pentru că indiferent la care strajă din noapte va veni Fiul omului, noi să putem să ieșim spre întâmpinare. Îmi aduc aminte, lucram la drumurile județene și era perioada când erau ploi. Perioada ploilor și perioada de iarnă, când era viscol, zăpadă. Eram în departamentul de intervenție și mi-aduc aminte că într-o seară, după ce am venit de la rugăciune cu frații, am uitat, era un cer senin, se vedeau stele pe cer, dar era frig, era foarte înghețat. Și am zis, mă duc și mă culc liniștit. Mă duc și mă culc liniștit. Și m-am culcat liniștit.
Dar când o fă pe la ora două, soția zice, măi, bate cineva la poartă, strigă cineva la poartă. Și am zis, Doamne, mult auzi tu că strigă, lasă strigă care vreme. Și când m-am dezmeticit, aud că e vocea șefului meu. Și am zis, mă, dar oare ce s-a întâmplat? Că era senin când m-am culcat. Când am dat să ies afară, era cam de vreo 30 de centimetri zăpada în curte. Și șeful zice către mine, băi, te-ai zăvorât aici, ții nici că-ți pasă de nimic, uite, sunt blocate drumurile. Iubiții mei, trebuia să fiu veghiator. Și am zis către șeful, dar ce ai fi vrut? Să mut patul aici pe terasă? Să stau să văd dacă ninge sau nu? Iubiții mei, dar eu a trebuit să fiu veghiator, să fiu gata. Știți cât a durat să mă pregătesc ca să fiu gata și să mă duc la intervenție? Doar câteva minute. Pentru că stăteam gata. Iubiții mei, când vorbim despre venirea Fiului lui Dumnezeu, trebuie să fim gata, să avem mijlocul încins și făcliile aprinse. Să fim ca și robii aceia care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Domnul Iisus spunea câteva, nu le-a spus când, ci le-a spus câteva semne. Una din semnele pe care le menționa Domnul Iisus ca semn al venirii sale, spune, când veți vedea urăciunea pustiirii, stând acolo unde nu se cade. Despre această urăciune a pustiirii a vorbit și prorocul Daniel. S-a întâmplat în anul 70, când oștile romane au cotropit Ierusalimul și au nimicit și au dărâmat templul. S-au întâmplat multe lucruri, dar vreau să vă întreb, oare această urăciune a pustiirii? Ce este urăciunea aceasta a pustiirii? Este și în vremea noastră? Acolo unde nu se cade? Pentru că, spunea Domnul Iisus, se vor ridica Hristos mincinoși și proroși mincinoși care vor amăgi pe mulți. Iubiți mei, mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă la un post de televiziune în România. Unul din posturile naționale de televiziune au invitat pe cineva care să pretindea că el este Hristosul. Și i-au dat interviu și au conversat cu el. Și eu în inima mea ziceam soției, măi, cum își pot oamenii aceștia cu minți să-și pună mintea cu un om care mi s-a părut cu totul dereglat de la adevărul lui Dumnezeu și de la adevărul adevărat a vieții. El să pretindea că el este Hristosul. Sunt mulți care se pretind în felul acesta. În una din profețiile, așa zis, sau preziceri, că nu-mi place să spun profeții, ca să nu dejosăm lucrarea lui Dumnezeu, pentru că profeția este o lucrare a lui Dumnezeu. Profetul este un om al lui Dumnezeu care vorbește din partea lui Dumnezeu pentru popor. Este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toți prorocii casei Domnului, ca să fie în legătură cu Domnul, să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și atunci când deschid gura și spun așa vorbește Domnul, să fie pe deplin încrezători că Domnul a vorbit. Pentru că în Vechiul Testament vorbea Dumnezeu în dreptul prorocilor. Prorocii aceștia mincinoși au fost totdeauna în toate generațiile. Vă aduceți aminte când împăratul Ahab vroia să meargă la luptă și a chemat prorocii. Era prezent și Iosafat, împăratul lui Iuda. Și spune lui Iosafat, auzi, vii cu mine? Păi dar cum să nu meargă? Doi cuscri, cum să nu se înțeleagă unul cu altul să meargă la război? Cum să nu? Dar, zice, să întrebăm pe Domnul. Și imediat Ahab și-a adunat prorocii. Știți câți proroci a adunat? 400. 400 de proroci. Și toți au vorbit într-un glas. Și au vorbit de bine. Cunoașteți istoria. Dar Iosafat a zis, era parcă sensibil Iosafat. Și zice, nu mai este aici nici un proroc al Domnului? Nu vi se pare cumva ciudată întrebarea? 400 prorocesc de bine și Iosafat mai are nevoie de unul. Dar acela unul vroia să fie al Domnului. Știți ce zice Ahab?
mai este unul, dar nu mă împăc cu el, îl urăsc, pentru că nu-mi prorocește nimic bun. Știți de ce nu i-a prorocit bun? Nimic? Pentru că viața lui nu era bună înaintea lui Dumnezeu. Și când vine Mica să duce mesagerul ca să-l cheme pe Mica, fiul lui Imla zice, fii atent, îl atenționează, îl pune în gardă. Toți prorocii vorbesc de bine împăratului, fii foarte atent că și cuvântul tău să fie ca al lor. Și Mica spune, viu este Domnul, că nu voi vorbi decât ceea ce îmi va spune Domnul. Și când ajunge în fața lui Ahab, îl întreabă Ahab, să mă duc la luptă? Știți ce zice Mica? Dar nu zice că așa vorbește Domnul. Ce Mica a zis-o de la el. Du-te, că vei avea biruință. Dar nu-i mulțumit cu prorocia aceasta. Acum mai vorbește de bine. Vorbește ca cei 400 ca să fie mulțumit Ahab. A vorbit de la el. Și zice, de câte ori să te pun să juri? Că nu vei spune numai adevărul. Și în momentul în care l-a pus să jure, știți ce spune? Văd tot Israelul risipit pe munți, ca o turmă care n-au păstor. S-a auzit un glas, fiecare să întoarcă la cortul lui, pentru că oamenii aceștia nu mai au păstor. Și Dumnezeu a împlinit cuvintele pe care le-a vorbit prin robul său Ilie. Dar uitați, până întrebarea, 1 la 400, Ilie 1 la 450, iubiții mei, care era situația din punct de vedere spiritual? În vremurile în care noi trăim, se ridică mulți care se pretind, așa cum spune aici, Hristoși mincinoși și învățători mincinoși, spune Apostolul Petru. Și uitați ce spune Apostolul Petru în epistola sa. În orot s-au ridicat și proroși mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, fac să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Dragii mei, dacă sunt proroci mincinoși, dați-mi voie să spun, sunt și proroci a Domnului. Pentru că Dumnezeu nu s-a lăsat niciodată lipsit de mărturii, de mărturia oamenilor care au fost trimiși cu adevărat de Dumnezeu. Dar au fost și din ăștia. Fraților, dacă sunt bani, dolari buni, valabili, sunt și dolari falși. Dacă sunt euro buni, este și fals. Dar nu renunță nimeni la ce e bun. Ci totdeauna trebuie să fim în gardă, să fim veghetori. Și zic ca Dumnezeu să ne dea un dud de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui ca să deosebim lucrurile alese. Să nu ne potignim și să nu disprețuim lucrarea Lui Dumnezeu, ci să ne rugăm ca lucrarea Lui Dumnezeu să meargă înainte. Dragii mei, urăciunea pustiirii se poate vedea în multe situații. Tot felul de oameni care se ridică, propovăduiesc pe Hristos, dar ei n-au nimic cu Hristos. Fac anumite manifestări în care Dumnezeu nu are absolut nimic, cum n-a avut în lucrarea lui Simon Magu. Nu are Dumnezeu nimic comun cu lucrarea unor oameni, dar ei se pretind că sunt slujitori al lui Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Cât despre ziua aceea? Fiecare poate am fi curios să știm cât de departe e ziua aceea. Dragii mei, în Vechiul Testament citim despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu cât timp? 300 de ani. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu a zis, știi ce? 300 de ani am tot venit la tine. Acum știi ce? Vii tu la mine. Și le ia pe Enoch și îl răpește la cer. Așa face Dumnezeu. Iubiții mei, noi nu știm când va fi ziua aceea. Dar știm un singur lucru. Fie că ne va chema Dumnezeu la El, fie că va veni El la noi. Și îl vom vedea venind pe norii cerului și vom auzi trâmbița lui Dumnezeu sunând. Totul contează de modul în care noi ne pregătim. Să fim gata pentru clipa aceea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spunea Domnul Iisus, nu-i treaba voastră să cunoașteți sorocele și vremurile.
ucenicii Domnului Iisus vreau să cunoască niște vremuri, niște soroce, dar spune Domnul, nu-i treaba voastră. Apoi, în epistola către Tesaloniceni, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, spune în felul următor, cât despre vremi și soroce, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, adică noaptea păcatului. Când vor zice pace și liniște, o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi schip de scăpare. Dar ne bucurăm ce continuă mesajul și spune cuvântul Dumnezeu, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și ai zilei. Noi nu suntem ai nopții și ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Apostolul Petru spune, vegheați, dar în vederea rugăciunii. Fratele Dumitru spune aici cât importantă e vegherea și rugăciunea. Și apoi spune, dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Aceasta e nădejdea noastră. Aceasta e ancora sufletului nostru. Ne-am ancorat de făgăduințele Domnului Iisus, indiferent când va veni. Fie că va veni la prima strajă, la a doua sau la cealaltă, la a treia strajă, nu contează când. Important este ca noi să fim gata. Când îngerul Domnului se prezintă în temniță la Petru, nu știm care strajă a fost, dar îl trezește din somn pe Petru. Dormea Petru cadus, măcar că era condamnat la moarte. Știți de ce a dormit cadus? A dormit cu încredere, ancorat în nădejdea făgăduinței Domnului Iisus Hristos, care a spus, Petre, ai fost tânăr, dar vei îmbătrâni. Și el a rămas credincios cuvintelor pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, dacă ne uităm tot în Tesaloniceni, în capitolul 4, spune în felul următor, nu voim, fraților, să fim în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu ne întristăm ca cei care n-au nădejde. Știți cine se întristează că nu cunosc ziua când va veni Domnul? Oamenii care n-au nădejde. Dar cei care au nădejde nu se întristează. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus, în primul rând, pe cei ce au adormit în El, pe cei ce au plecat la Domnul, în primul rând. Și spune, iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Întâi, prioritatea numărul unu. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, vom fi transformați într-o clipeală din ochi. Și toți împreună, spune, vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Merită să ne mângâiem unii pe alții cu cuvintele acestea? Merită să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții la o viață sfântă, zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiții mei, vreau să închei, sunt multe lucruri de vorbit, dar aș vrea să închei cu un cuvânt care spune în felul următor. În cartea Apocalipsei ne spune Domnul Iisus, iată, eu vin curând. În 93 am făcut o vizită în Germania. Cu soția, am stat vreo două săptămâni la ceva rudenii acolo, la mătușa lui soția, și
Imediat după ce am plecat, prima zi când am ajuns în Germania, am vorbit cu copiii care erau acasă. Știți care a fost întrebarea pe care ne-a pus-o în prima zi? Știți care a fost întrebarea? Când veniți înapoi? Măcar că știau când venim. Când veniți înapoi? Eu am folosit expresia de aici din cuvântul Domnului, în curând. În curând. Am zis în curând. Când a venit vremea să ne întoarcem acasă și am venit prin harul Domnului, am avut o călătorie care a fost o minune, o pun în seama minunilor pe care Dumnezeu le-a lucrat, am ajuns în Oradea prin ajutorul Domnului și m-am dus la un telefon public. Înainte de a ajunge cam la un kilometru de casă și am dat un telefon acasă. Și am pus mâna pe telefon și am vrut să dau impresie că vorbesc de undeva departe. Și am spus, alo, vorbeam încet ca cumva că se aude că sunt foarte departe. Și copiii spune, tăticule, când veniți acasă, când veniți acasă? Eu am zis, în curând, dar voi să fiți copii cu minte, așa mai departe. Și am închis telefonul pentru că n-am vrut să mă divulg și să audă ei că sunt aproape. După câteva minute am intrat pe stradă și când am schimbat că era gheață, era iarnă, când am turat motorul și am ajuns să intru pe strada unde locuiem, toți erau pe pod în fața casei. Și când ne-am oprit, au sărit în gât la noi și au început să strige de bucurie. Am știut noi că nu ești departe, am simțit noi că ești pe aici, pe aproape. Iubiții mei, vreau să pun o întrebare. Știm că e aproape, Domnul? Simțim că e aproape. Vorbesc toate lucrurile despre venirea Lui. Semnele care ni le spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune aici, eu vin curând, răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel de întâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și închei cu versetul. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Amin.